Și bine ați venit astăzi la o zi cu soare în care putem să facem deschiderea oficială a ștrandului municipal. Deschiderea așteptată de noi toți cu mare interes. Din păcate, zilele anterioare nu ne-au permis să ne încadrăm în programarea făcută, dar iată că prima zi cu soare a adus și această deschidere. Anul acesta, așa cum v-am și spus, am încercat să facem o recondiționare a acestei zone. Am vopsit integral toate bazinele, s-au înlocuit cele 20 de tone de nisip special filtrant pentru filtrele și pompele din stația de filtrare și, bineînțeles, suprafața de pavajul acolo unde a fost necesar. Astfel că avem în momentul de față un complex de agrement complet deschis și un ștrand modern și accesibil începând de astăzi. Ca de fiecare dată, astăzi și mâine va fi intrarea liberă pentru toți doritorii. Pentru a menține această tradiție, avem la dispoziție 720 de șezlonguri, 360 de umbreluțe. Așteptăm pe toți romașcanii să vină să se relaxeze în acest loc deosebit de plăcut și care, o spunem fără falsă modestie, n-a făcut cunoscuți în toată Moldova. Toată lumea spune, nicăieri nu este un astfel de ștrand, o astfel de zonă de agrement. De aceea, sigur, îi vom primi cu brațele deschise și pe cei din afara Romanului care vor veni să petreacă câteva momente în acest loc deosebit. Tarifele nu vor fi schimbate anul ăsta? Nu vor fi aceleași tarife, diferențiat în timpul săptămânii și în weekend, pentru a 6, în timpul săptămânii 6 lei copilul, 12 lei adultul, în weekend 10 lei copilul, 20 de lei adultul. Domnule deputat, cum vă simțiți într-o investiție inițiată de dumneavoastră și care vedeți că se păstrează chiar și se îmbunătățește de la an la an? Da, chiar sunt mulțumit de cum arată acest proiect. Vă aduceți aminte, venisem cu viziune cu un model din Bavaria. Arată foarte bine, e o întreținere bine făcută, chiar deosebit, aș putea spune. Mă uit că pusesem acele salcii ca să creeze un perete verde. Și erau niște bețe când le-am montat, atunci la început, că le-am înfipt, că nu le-am plantat practic, le-am înfipt în pământ cu echipele din primărie împreună și iată ce perdea verde s-a creat.
un ambient deosebit, bine întreținut, îl felicit pe domnul primar, echipa din primărie, echipa care se implică, gestionează, manageriază și mă bucur în primul rând că se menține, pentru că știți, de multe ori se pot realiza lucruri, dar dacă ele nu se mențin într-o perioadă de timp, se distrug. Iată că arată foarte bine și sunt mulțumit și fericit că am putut să vin și să văd că Mașcani au un astfel de loc de divertisment, cum nu au orașe mari cu pretenții, poate, din țară. Felicitări, mult succes în continuare, să avem o vară frumoasă, după o primăvară și o bucată de vară bună, foarte, foarte ploioase, care ne-au deturnat de la activitățile pe care le gândeam, le proiectam cu privire și la întreținere, reparații și așa mai departe. Sperăm să vină și timpuri mai bune, așa încât mult succes și distracție frumoasă tuturor romașcanelor la ștrand sau în complexul de divertisment Moldova. Domnule prefect, ați vorbit cu virusul, ne va ocoli în vara asta ca să ne simțim cum trebuie în județ, la obiectivele turistice din Neamț, inclusiv în acest loc? Domnul Vlad, da, mulțumesc de întrebare. M-a ferit Dumnezeu să am un contact direct cu virusul, în sensul de a vorbi cu direct așa cu virusul, și asta e bine că m-au ocolit și sper să-i ocolească pe toți. La momentul ăsta, din punct de vedere statistic, pandemia este în regres total. Avem, cred că, zero cazuri pe Neamț câteva zile la rând, ceea ce arată că lucrurile sunt merg sau evoluează într-o direcție bună din punct de vedere a sănătății publice. Mai departe, îl felicit și eu pe Leo și pe domnul primar și pe echipa de consilieri locali care sunt prezenți și cei care au susținut la momentul deschiderii ștrandului investiția. E o investiție deosebită în zona Moldovei, aș putea spune, în zona județului Neamț. E o investiție care atrage an de an rămașcani, oameni din jurul Romului și, foarte important, și persoane care vin chiar departe, de la Bacău, de la Târgu Frumos, de la Pașcani, care vin înspre Roma, ceea ce înseamnă că investiția realizată de municipalitate, de primăria municipiului Roma și Consiliul Local, e o investiție foarte bună, e o oază de precreiere și de petrecerea timpului liber. Și să dea Dumnezeu ca vara să nu ne facă capricii, vremea să ne facă capricii, să avem deschis ștrandul pentru o perioadă cât mai lungă de timp și să fie plin. Și să aveți alături de dumneavoastră echipă care să promoveze județul și la alte inițiative turistice sau de altă natură. Întotdeauna. Am văzut că urmează să candidați sau v-ați exprimat opțiunea să candidați. Considerați că sunteți sprijinit în acest parcurs? Fiind vorba de deschiderea ștrandului, aici n-aș intra într-o zonă neapărat politică, dar sunt convins că am o largă susținere. Nu putem să ne debarasăm de politică atâta timp cât la guvernul este tot de aceeași orientare politică ca dumneavoastră și ar putea sprijini județul Neamț. De asta v-am. Cu siguranță guvernul României sprijină județul Neamț, inclusiv premierul României va face o vizită în județul Neamț în cursul acestei săptămâni. Avem toată deschiderea la Guvernul României pentru a susține județul Neamț și comunitățile din Neamț și inclusiv primăria municipiului Roman. Dar fiind o discuție strict administrativă și cu consilieri locali și cu primar, viceprimar, consider că partea politică ar trebui să o abordăm într-o altă tematică sau într-o altă întâlnire. Tu întrebam și pe doamna Haveric, cum faceți echipă consilieri locali să sprijiniți inițiativele municipalității, atât în Consiliul Local, cât și în derularea acestora pe teren. Sau să veniți cu alte propuneri. Înțeles. Totdeauna am făcut echipă, nu cred, de câțiva ani, 12 de acum se adună. Și nu cred că poate cineva să spună că am fost împotriva tuturor proiectelor care s-au făcut în Roman, inclusiv acest proiect care a fost susținut de noi și de toată lumea, că este un lucru bun pentru romașcani. Nu facem în continuare acest lucru, deci nu cred că ați avut semnale în care să există un semn de întrebare. Tot ce este bine pentru Roman, cum facem în continuare. Domnule primar, sunt două spații, mai urmează inaugurarea parcului Zăvoi, cred că în curând, și da, sunt două obiective aici alăturate, unde s-ar putea face diferite manifestări din partea organizațiilor de tineri. Veți clar, fi deschis la aceste inițiative? Obiective, cum e parcul Zăvoi, zona de agrement Moldova, sunt spații cu destinație de recreere și sigur cu posibilitatea organizării unor evenimente. Așa cum am mai prezentat, sunt solicitări, sunt anumite organizații care doresc să facă evenimente în municipiul Roman. Noi vom sprijini din punct de vedere logistic și din punct de vedere al parteneriatului.
Dorim ca astfel de activități să anime viața din Roma. Toți avem nevoie și de puțină relaxare și un pic de cultură și sport și mișcare în aer liber. De aceea, odată cu deschiderea acelei zone, tot ceea ce va putea fi desfășurat, noi vom sprijini. Sigur, așa cum spuneam mai devreme, să putem avea și din punct de vedere al restricțiilor posibilitatea să ne desfășurăm, dar vedem cu toții, suntem aici fără mască, în aer liber, putem să profităm de clipele astea frumoase, de o vreme frumoasă și cred eu că toți romașcanii vor profita de acest lucru. Și ca să fim corecți, să facem niște precizări, să vedeți deschiderea și obiectivitatea. Vreau să vă spun că acest obiectiv, Parcul Zăvoi, a fost inițiativa unui consilier PSD, a doamnei Nușa Chiriac, care l-a propus, eu am preluat, am inițiat hotărârea de Consiliul Local, am făcut proiectul de lege în calitate de, și proiectul tehnic în calitate de primar atunci. Domnul primar Leonarda Chiriloai îl definitivează și îl pregătește pentru inaugurare. Acolo unde există interes comunitar pentru a se dezvolta comunitatea, înțelegerea trebuie să fie față de fiecare romașcan și iată că lucrurile bune funcționează și romanul se dezvoltă în continuare.